Și foamea au răpus sute de păsări pe litoral. Vorbim despre lebede, cormorani, pitici, lișițe și rațe sălbatice. Exemplare rare, găsite fără viață sau abia respirând, prinse în gheața formată pe lacurile de la malul mării. Peisajul apocaliptic i-a lăsat fără cuvinte până și pe biologii marini. Vă avertizăm că urmează imagini tulburătoare. Este una dintre păsările care au supraviețuit. Nu se știe însă pentru cât timp. Răpuse de foame și de frig, sute de exemplare au capitulat în fața naturii nemiloase. Frigul în zona. N-am mai putut să mai plece. Și asta e situația. Mâncare, cine se vede? Cine se ocupă de chestia asta? Nu se ocupă nimeni. Au îndurat temperaturi ucigătoare și nu au mai avut puterea să lupte. Paralizate de frig, au rămas captive între sloiurile de gheață. Nici după 30 de minute de chin, biologii marini nu au reușit să scoată dintre ghețuri puiul de lebădă rămas captiv. Frigul este principala cauză pentru care au murit marea majoritate dintre păsări, unele dintre ele slăvite și de faptul că nu au avut resurse de hrană. Am ajuns deja la un număr care depășește 80 de exemplare. O să vedem când se întorc echipele și de pe lacul Neptun 2. Vom vedea și ce va mai fi pe lacul Mangalia, la Saturn. Câteva au reușit să se adăpostească și să scape cu viață. Biologii marini le-au găsit mai mult moarte decât vii. Le vor duce la adăpost unde vor avea hrană și căldură până când își vor reveni. Este un exemplar de lișiță, Fulica atra. A fost găsită prinsă între sloiurile de gheață, însă echipele de la Oceanic Club au reușit să o scoată. Este nemâncată pentru că pe vremea aceasta foarte, foarte greu pot să găsească ceva să mănânce. Speciile rare de păsări care au fost găsite moarte, cum ar fi cormoranul pitic sau rața cu gât roșu, vor fi duse la muzeul Antipa. Gheața care a